Băi, fratelor, deci trebuie neapărat să intrați voi chiar acum pe Eneba, unde găsiți jocuri bombă la prețuri și mai bombă. Aveți toate linkurile în descriere. GTA 5 la 10 euro, DLC-uri pentru Brawlhalla, carduri pentru Roblox, Euro Truck Simulator la 5 euro, plus o grămadă de alte jocuri, DBD-ul la 7 euro. Holy shit, eu care am dat o grămadă de bani. Avem așa aici top jocurile din luna martie, cele mai top jocuri: Hogwarts Legacy, prietenii mei, Minecraft, plus multe altele. Știți foarte bine că cei de la Eneba susțin canalul de o grămadă de timp și ar fi super mișto măcar să intrați să vedeți despre ce este vorba. Aveți linkul în descriere, plus băgați la nouă pentru că au băieții niște mega oferte. Deci încă o dată, linkul în descriere, intrați pe Eneba dacă vreți să vă cumpărați jocul. Știți deja aceste chestii, așa că haideți să trecem la episod. Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră minunată de Among Us. M-o dat aici cu ochioșii, băieți. Noi suntem clonele lui Just Cosmin, prieten, cam așa arată Cosmin în viața reală. Și el este foarte supărat. Ce ai scris aici pe chat? Ești supărat, Cosmin, sincer. Avem un stoc, dar nu vedem nimic. Deci, bă, Cosmin, deci, mă jur, dacă spui skinul ăsta, ești cel mai șmecher, Cosmin. Pune skinul ăsta, tu. De-al dracu nu-l pun. Nu-i problemă, l-avem noi, băieți, am dat start. Haideți să vedem ce este și în acest videoclip minunat. Nu uitați să rupeți și voi like-urile alea, prieteni. Vreau să văd acolo cât mai multe like-uri din partea dumneavoastră. Hai să vedem susținerea aia, Blanaos, și toată lumea pe mute, băieți, știți deja, da, haide. Mute-ul cam un rol important. Sunt un trapper corect, băieți, un trapper foarte corect. Mă, bă, ce skin am, bă, ce urât sunt, bă. Bă, ce urât sunt, băieți, vreau ca voi toți, cei care vă uitați la clipul ăsta, să scrieți pe chat, acolo jos, gen în comentarii, câți dintre voi, uite, opa, capcana, câți dintre voi vă uitați la tot episodul. Retenția e foarte importantă ca YouTube-ul să vadă că vă place clipul și, și să trimită clipul la mai multe persoane, băieți, așa că uitați-vă cât mai mult la tot clipul, că o să râdem oricum. Clientul, muriți armata care m-a omorât, BRB. Bun, e ver. Te-a omorât clientul? A murit ăsta. Și dar, dar Cosmine. Cosmine, ma, nu e ver? Nu știu. Bă, de mână, ai marcul ăla de uiși pe tine, bă. Ori Cosmin, ori ver. Poate să fie și Rax, că a stat acolo mijloc și s-a pus invizibil. Avem nice guess-a? Bă, dar ia 3 secunde. Da, trebuie să stau pe loc. Nu știu că avem nice guess-ul. Trebuie să stai 3 secunde pe lângă mine. De ce mai multe ori a stat Cosmin? Bă, Iver, bă, Iver nu zice nimic, e sas. Da, Iver, nu zice mai multe ori. Cu mâncare acum și mă înjurează după aia? Da, că te-am votat că ai mâncare în gură. Votați, Iver. Bă, Cosmin, n-a stat Iver ce mai mult cu Crischie? Opa! Nu, bă, n-a stat. Diana era Evil Guesser sau Nice Guesser? Era Nice Guesser, Diana. De unde știi că era Nice Guesser? Iver, zice la mișto, Diana. Cosmine, de unde știi că era Nice Guesser? Și tu, Rax, la fel, de unde știți? Pentru că a murit. A zis Diana. Ce a zis? N-a zis? N-a apăsat cu aia, poți să te duci sigur. Cum adică poți să te duci? Putea să fie Evil Guesser să dea pe un inocent, nu? Eu aș putea. Cu aia e Cosmin cu Iver sau Cosmin cu cine? Deci dacă nu e Iver, e Cosmin. Că te-am prins așa de mâncat. Hai bă, dar votează. Cosmine, te-am prins prea repede, tata. Elina, votează. No, nu sunt. Iver a stat cel mai mult cu Crischie. Hai, easy, băi, câine, stai jos, câine mai oboară. Easy, băi, Iver, stai jos, că erai vampir. Păi nu-i problemă, băi, unde mă omoră ăsta. Hai, nu e Cosmin, mă, sau poate e? Hai, mute. Deci chiar era Iver, băieți, vedeți? L-am prins pe fraier, l-am prins. Dar acum întrebarea e, e și Cosmin sau nu e și Cosmin? This is the question. Ce-au dat ăștia, mă, reactorul? Reactor meltdown. Reactor meltdown. Se topește reactorul. Rax, stai. Opa, e Chameleon Rax. Opa! A călcat cineva în trapa mea, vreau să văd cine a călcat. E, nu facem reactorul, băieți. Dar vreau să văd cine a călcat în trapa mea, vai. Votați-mă în pula mea, că mă stăm de reactor. Dacă stau să mă joc, i-am spus dinainte că stau să mă joc cu toți retardații mentali. Dar de ce, mă? De ce zici că e retard mental, Iver? Iver chiar că e prost. Vezi că Iver nu e prost, ca să vă dați seama. Nu, Iver e un băiat foarte inteligent, da? E prost rău, e prost. Iver e un băiat foarte inteligent, vă rog, calmați-vă. Ce prost i-ai zis? Iver și Cosmin, bă. Nu e problemă, nu e problemă. Că eu stau... Da, la lângă... Mine. Ca să vă dați seama, Cosmine, lasă că pică impostor cu tine să te calmi. Idiot, coaie, vă dați la afară, nu mai vom merge cu el de acum. Băi, zici, hai, următorul, așa. Următorul. Hai, mute, băieți, mute. Oh, bă, e bine că sunt inginer pentru că pot stau numai în venturi, băieți. Easy. Dar să nu mă vadă alții când intru în vent, ca să nu fie Evil Guesser, ca să nu mă dea afară. Mă înțelegeți voi? Mă înțelegeți voi?
Dar de ce vin? Opa. Siu. Iver cu antidrop sunt aici. Iver antidrop Chris Kerax. Vrea să intre în vent. Cosmin lumână dark. Ascultați-mă și votați Iver. Iver e impostor și e prost rău de tot cu aia. A ieșit Iver din vent. Da, 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 e impostor Iver, votați fast. Mamă, băi, votați-mă pe antidrop, votați-mă pe antidrop. Mamă. Hai bă, votați-mă pe mine, că n-am cum să mă joc cu prostul. Bă, deci Ivere, bă, Ivere, dai daună tuturor impostorilor, băi. Ești mă de meci, ești mă de meci. Bă, Ivere, dai daună tuturor impostorilor, cu aia. Bă, dați-mă click, dați-i ciocan. Bă, lăsați-mă, bă. Bă, ești el începător, mă, lăsați-l pe bune acum. Bă, ești el începător, coaie, lăsați-l. Ivere, intri sau nu? I-am dat start, dacă da, da, intru, intru. Păi intră odată, dă-i play again. Intră. Hai, ieși, mă, du-te. Da, nu mai vin nimic. Hai, nu. Lămână, dar și fecaier și eu sunt camuflajer. Mamă, coaie, sunt camuflajer invizibil. Camuflajer cameleon? Mamă, ce impostor am prins! Deci lămână dar fecaia, unul dintre ei este fucking impostor, man. One of them is the impostor, dude. Salut, regi. Salut, regi. Salut, regi. Nu pot să-l omor pe ăsta, na? Bă, trebuie să tragem cât mai mult de timp ca să se facă mare crisca să-l omor. Să facă kill acum, cam dacă am un flash ăsta. Care că nu da? Băieți? Antidrop, repede, da. Cine cu cine era? Eu coboram acum cu antidrop de sus. Chris, unde erai? Era cu mine. Office locker. Ok, mai erai cu cineva? Cu da, mine. Cu Diana a venit acum. Bun, vedeți că a sărit un vent când era camuflajul dat și l-a omorât pe Cosmin. Bă, eu nu pot să vă zic cum de știam, dar știu. Și eu eram pot să... Eu nu eram, eram cu fecaile în laborator. Bă, aștepta un vent cu aia. Cine nu era, cine nu era deloc, pentru că a așteptat în vent. Fiți când a trecut Cosmin pe undeva, gen a sărit din vent și l-a omorât. Nu știu. Madalina, antidrop, crescă. Nu erai cu noi. Ba da. Nu, eu nu te-am văzut. Eu eram cu zic că eu te-am văzut. Băi, Ivere, dă-te bă pe mucă se aude. Băi, Ivere, dă-te bă pe mucă se aude familia ta când vorbește. Așa. Deci... Dați skip. Ce facem? Dați skip că cresc. Cresc și nu-i bine. Ia-o spoiler, ăla vrea skip. Am dat skip, hai. Oare ce sărori e ăsta? Arsonist poate fi. Diana s-ar putea să fie arsonist. Și Rex Chester. Aveți grijă. Că eu că fecale suntem în laborator singuri. Hai, mi-e tovarășilor. Zosugi. 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 Șoșugi. Mamă, bă, trebuie să moară Crisca. Deci Crisca n-a zis că eu sunt că sunt ăsta cameleon. Ceea ce e foarte bine, băieți. Ok. Trebuie să facă mare crische, băi, trebuie să tragem cât mai mult de timp, bă! Am și eu, bun, Rax a murit acum. What the fuck? Două secunde. N-a murit acum, eu l-am găsit mort, era mort de frate. Bun. Că... Unul la mână sunt nice guesser, doi la mână Madalina cu Diana nu sunt. Pe făcălă dau cu el 3, 2, 1. A murit. Bun. Felicitări. Păi,
Unde l-ai găsit antidrop? Coaie, prostul trebuia să spună și ce a dat pe el. Bă, nu știu, dar a dat Chris Kelly pe ăsta. A dat lawyer pe FKL. Bă, Mădălina cu Diana nu sunt, că au făcut lumina dacă ziceați că s-a făcut acum kill-ul. Cine cu cine mai era? E mort pentru contamination. Băieți, ca idee să știți că eu sunt cameleon și fiți atenți. Deci, la primul kill, Chris Kelly a stat cu Diana și... Cine mai, cine am zis că mai stat cu cine? Deci, bă, la kill-ul ăsta, Mădălina cu Diana nu sunt 100%. Da. Antidrop unde erai? Și cu antidrop unde erai? M-am dus acum în decontamination și l-am găsit pe ăsta. Păi, cum dracu l-ai găsit că a dat report Chris Kelly? Păi, nu știu, a dat el report în același timp, am apăsat și eu, nu știu cum a dat el report. Băieți, trebuie să ne riscăm, pentru că suntem 6. Bă, eu cred că e Dark, e lover cu mine și nu vrea să-mi zică ce e. Ești bătut în cap? Nu e Dark, nu e Dark. Nu știu. Eu cred că e... Am stat cu voi, sus, cu Chris și cu tine și cu Diana, apoi am cu părul jos, să-l văd pe antidrop cu seducente cu contamination. Bă, Dark, FKL, antidrop. Eu am votat FKL, am votat FKL. E Mădălina cu Zandrei, hai. Da, Mădălina cu Zandrei, hai, votați FKL, FKL. Doamne, ce prăști sunt, doamne, e incredibil așa ceva! E incredibil! Vă spune că ați asistat la o confecție. Hai, mute. Mi-am dat seama că FKL e spy boys, pentru că ghiciți ce mă acuză cu aia și colegul meu impostor nu m-ar acuza degeaba, nu-i așa? Lămâneule, am stat cu tine tot vechi, antidrop, am încredere. Votați FKL, coaie, Mădălina cu Diana nu sunt 100% și FKL m-a spus, e clar. Votați mă FKL. Diana sau Zandrei, hai cu Zandrei primul. Coaie, prozor de tot FKL, votați FKL. Hai pe Zandrei. Votați mă FKL. Eu sunt spy. V-am zis, hai. Hai, votați FKL, fast. Antidrop, ai încredere în mine că eu am dat. Bă, nu știu, dar eu am votat pe Zandrei. Sper că stă prea mult lângă ăia. Votați FKL. Coaie, nu e Zandrei. E FKL cu Zandrei. M-au votat. Bravo. Ce proști sunteți, băie, Zandrei. Da, Zandrei, bravo. Dacă nu ești cel mai mare prost în viață, atât s-a zis. Lămână cu Diana sau Zandrei. Bravo, frate, hai, mut. See you. Eu stau invizibil aici la buton, sper să nu fac oxigenul repede, boys. Și sper că s-au dus la reactor. Coaie, deja am văzut ăla de sus? Bravo! What? What? Era antidrop, șerif. What? Ca să vă dați seama cât e handicapat. Coaie, eu n-am câștigat! Bă, am întrebat pe Mădălina, ce ești? Șmecher. Păi dar tu n-ai vrut să-mi zici ce ești. Doamne, intrați în lobby, băieți, că plâng aici. Coamici, că nu vreau să-ți jucăm. Andrei, dar da vitare. Ne jucăm în nou? Mă, nu știu. Ai vere. Doamne, ferești. No. Păi dar nu mi-ai zis, te-am întrebat, nu mi-ai zis, de ce să zic eu? Eu te-am întrebat primul. Gata, calmați-vă, mă. Salut. Eu nu am zis că ești infiat. Strafomor pe partijul. Liniște, bă. Doamne, ce animale, prieteni, săriți cu like-urile alea, boys, pentru animalele astea de pe Among Us. Asta se întâmplă mereu când se pierde sau se câștigă o arenă. Ei au câștigat arena și se ceartă de 5 minute, ca să înțelegeți. Felicitări. Minunat. Aș vrea să pun tracker pe Just Cause Man. Numai așa să l-am trecuit. E alb. Ce e alb? Ești detectiv, l-am omorât alb pe Andrei. Nu l-am omorât. E alb? E Cosmin. Da, e bebeluș, n-are cooldown. Hai să ne riscăm. Dar nu-l votați, nu-l votați. Hai, bebeluș. Bebeluș. Cred că el, cred. Bebeluș. Putem să tragem de timp un... Nu. Acum, în asta. Cred că ajung. Dați-mă skip. Dați mai repede. Nu știu, ăsta e liniștit. Deci e detectiv, a văzut urmele și tot nu-l votează. Ce importanță are că e baby? Habi. Că-i Diana, o. Nu sunt eu. Acest kill... Tu ai venit, doamne, Greg. Că-i Diana, o. Ăsta nu vine cu mine de contamination, bă? Nu, a stat în laborator. S-a dat că mă flajul și... Ai votat Diana, easy. Bă,
A murit lawyerul cu aici și a omorât avocatul. Da, dar am stat cu mulți, n-am zis, să știu. Ai stat cu albastru. Clar, ai stat cu mine. Nu, cu Madalina. Nu știu ce să zic. Așa. Ce votam? Eu știu. Chiro a fost Venkir, mă, de la lumini. Că s-a dat camuflajul invers de la mine la masă. Da, Iana, e Diana, Diana. Nu era venit nimeni de la lumini, că am stat la lumini. A ieșit unul din vent. Ai. Și noi eram patru acolo pe culoarea lumii. Eu credeam că ei vrei cu mine unde contăm nici. Ne-am ieșit și nu vedeam nimic. A stat cu mine și a apărut unul și l-a omorât. Și a Cosmin. Bă, noi eram patru inși, pe Cael mai era unul. Trebuie să votați-mă, tot pierdeți. Ia zăpălă, Cosmin cu Dark, bă, tu ești retardat? E Dark. Bine, mă, votați-mă, dacă noi... Hai să mai stăm 30 de minute. Poate ești prost. E Diana cu Cosmin, Diana. Cum trebuie să fiu eu dacă, în primul rând, nu poți să fiu voi. Puteți să mă puteți să împreună dacă ești mai chiar, hai, bă, Raxule, fii atent. Cum poți să fiu eu dacă tu ai zis că Cosmin e unul și al doilea eu n-am stat deloc cu antidropare. Nu, așa mă, eu îl votez pe FK, eu cred că e FK. Hai, ești bătut în cap, Raxule. Nu votați FK, nu da. Trebuie să votăm o pentru fi gen. E Cosmin, da, nu va. Ah, bun, e Cosmin. O să fie 6. Doamne, ce prăjbi, bă. Bravo, bă! E gestor ăsta în coaie. Era gestor, bun. Bă, de ce nu l-ați votat pe Cosmin din prima coaie? Că i-a văzut urmele și nu l-au votat, sunteți prost, joc. Da, dar e mic. Eu eram impotent. Și ce e că e mic? Poți să-l votezi. Sensi, Dano, că ești tu? Păi, da, nu, câștigă el. Dar nu avea niciun lucru. Păi, nu, dacă un impostor e mini, dacă îl votezi, nu se termină nic, că era impostor. Dacă e inocent. Și mine și-l votez. Haide, intrați repede, băieții, că mă doare capul cu voi, jur. Aie, dăm în o persoană, băieți, n-avem ce face, că deja văd că animalele sunt animale. N-ai, nu. Unlucky. Unluco, maluco, mai prânci. Unluco, maluco. Hai că poate vezi că nu ne bagă și dă crești cuiva. Doar la mine se încarcă atâta? Nu ne bagă. A, gata. Perfect. Hai, mute, băieți, mute. Oh, impostor cu Just Cosmin. Sper că l-au omorât pe FKL. Bă! Da, de ce se strige? Coaie! FKL. Bă, Cosmine, ai sărit din vent și te-a văzut FKL cu aici după nu știu ce s-a întâmplat. S-au întâmplat toate nebunile cu aici. Bă, arena asta s-a terminat instant, nu știu cum, dar s-a terminat instant. Bă, Cosmine, nici cu mine nu te poți juca impostor cu aia, nici cu mine să mă bată mama. S-a dat pe difă. Oh, damn, s-a dat pe difă, s-a spărat și el. Păi ce să faci, mă, cu animalele astea, prieteni? Cam ăsta a fost episodul, boys, sper că v-a plăcut, nu uitați să rupeți și voi like-urile alea, prieteni, și noi bineînțeles că ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye, pa!